Nu, vorbim tot. Ești într-o țară, domnule. Nu s-a făcut așa. Răutate și genoțid atâta spre dreapta ca cum în țara noastră. Chiar în țările care le-am citit de istorie, africane, care se spunea că atunci, în istorie, ei și mai este, eu cred. Ei nu au fost așa. Am rămas bolnav pe toată viața în anul meu. Eu doresc ca tinerii care acum lucrează parte împreună cu a noștri conducători, om cinstit, da, și ce a spus, eu m-am bucurat că da, Moldova a fost ocupat, a fost ocupat de Sovietski Soyuz, așa și de care mulți cu asta nu-s de acord, asta nu-i altă știință. În Moldova, da, multă lume o sfârșit, amare, foame care i-a făcut să știință. Război, unde plată în frață, unde plată, o ajuns la lagările 3, unul rămas pucă de luptă în Cracov, când i-am să merge armată, când jucă, după ce s-o abordat ajutorul, la Anglia, o fuță, iar înainte domnul, iar atunci au fost pus frații mei în primurile rânduri când au trecut Dnepru, când au trecut Șarpenii și au trecut majoritatea moldovenilor noștri au fost puși în primul de rând și majoritatea au căzut în primul de rând. În Cracov și la Nuremberg, în Berlin sunt mulți, numai trei frați, unul rămas în Cracov. Nici astăzi n-am știut. N-am avut cum să am. Să văd unde m-am acolo, dar e o chestie. Doresc ca tinerii de noștri să mă pară. Sunt și doresc ca popoarele să găsească, să nu fie atâta cu ură asupra poporului ăsta năcășit. Cât a fost domnul Aron, la putere, niciodată nu pomenit de deportați, de cei care au suferit, de cei care n-au și contract, de cei care au lucrat și nu primesc după lucrul 50 de ani de muncă, în spitale, în asta, nopți nedormite și toate celelalte care le-au suferit. Mulțumesc la echipa, grupa, care a scos așa un film care am așteptat multe. Da, aici ai pus adevărul, da, eu mă eram de ce mă știe lumea, unde sunt oamenii aceia care din 39 sau 40, eu luat noaptea și eu dus și nimeni nu s-a întors în apoi de Brăzăși. Oasele lor sunt în Moldova noastră, dar nimeni încă mai descoperi cum e spațele. Da, am văzut în fel. Cum îi ușit eu? Și am văzut. De cei care au văzut și cum am văzut. Că să fau acolo mari și îi împușcau și de eu acolo le vii și acolo săptămâni întregi undeva chiar și pe teritoriul satului nostru. Și mi-a cu omul. Dar nimeni
s-a dat textul pentru acest film. Nu-l văzusem, nu văzusem aceste cadre și l-am citit numai în imaginație. De aceea, când l-am văzut acum unit cu cadrele, documentele care sunt aici, mi-a venit foarte greu să-l privesc. L-am privit zbuduit pentru că este, din multe puncte de vedere, este și un film care mă privește pe mine personal. Cred că pe mulți îi privește personal, așa cum mă privește și pe mine, pentru că în acest film am văzut cum a fost evacuat cu asilă fratele meu mai mare, Victor, dus în Siberia și mort în Celeabinsk, în 41. În acest film am văzut cum a fost deportată sora mea în Siberia, fără nicio vină. Numai de aceea purta aceeași familie, stătea la o gazdă, nu erau neamuri, aceeași familie. Numai de atât. În acest film am văzut cum au murit oamenii de foame. În timpul foamei, tot așa cum a murit tatăl meu, în 1947. Asta ne privește pe noi toți. Filmul acesta nu-i despre altcineva, e despre fiecare din noi. Și mă gândesc, iată, a spus domnul Chirpac, ce trebuie să se întâmple ca lumea să înțeleagă ce crime s-au săvârșit de către cei care se numesc astăzi comuniști. Eu admit că timp de 40-50 de ani, mulțumit propagandei, se credea că comunismul este un vis al omenirii. Acum, când avem documentele în față, când avem aceste dovezi, să mai crezi în comuniști și mai ales să vrei să fii comunist, înseamnă că ești în clipa când ai spus că vrei să fii comunist, e tot așa cum ai vrea să spui că vreau să fiu fascist. Asta e ca și cum ai spune, sunt fasciști cu față umană. Deci, nu se leagă una cu alta, dragii mei. Nu putem admite că ăștia sunt fasciști. Nimeni nu admite chestia aceasta. Atunci, de ce se admite criminalii ăștia? Mai e un moment. Ei n-ar exista. Ei n-ar fi pe lume dacă n-ar fi înrădăcinați în mințile oamenilor care-i potează. Aici de plină. Acolo secretul puterii lor în această diavolească înșurubare a faptului că poți fi criminal și poți fi votat că ești criminal. Aici stă secretul. De ce? Pentru că este ca și racul microbii acestea, sau cum se cheamă aceste celule ale racului, sunt în organismul fiecărui om, dar nu știu ce apare acolo când el încep să-și arete puterea. Deci noi trebuie să creăm o asemenea condiție ca ele să nu se mai manifest în felul acesta, pentru că altfel pe toți ne paște acest pericol. Și cu ce proiector să luminăm mințile oamenilor ca ei să vadă, să alunge acest întuneric care s-a instalat în mințile lor, ceea ce a spus Domnul Sâmbeam este absolut, într-adevăr, biblic. Cum adică, domnule? Rusia,
care ne-a adus comunismul, nu mai votează. Iar satul, Fântâna Albă, ce nume frumos, îi votează pe comuniști, satul lui Natal, de unde și Andrei Strâmbean. Asta se întâmplă. Și dacă îți bun de redat, cum spuneai bine. Și asta chiar e ultimul film acesta, are mulțimi creatorilor și vedea Dumnezeu sănătate.